Festivalul Interfoto datează din anul 2015, este o bienală de fotografie și a început ca o colaborare dintre instituția Facultății de Arte și niște companii fotografice, respectiv cluburi fotografice din străinătate și din țară. An de zile, vernisarea expoziției a fost tot în cadrul Facultății de Arte la mansardă, la Galeria Mansardă din cadrul Facultății de Arte. Anul acesta, colegul meu, Mădălin Mărienuț, a fost cel care a avut cheia acestei ediții, ca să zic așa, și printr-o idee foarte bună a dorit să scoată studenții în evidență, activitatea studenților și iată a rezultat o simeză plină de lucrări diverse, de idei creative, variate, generate de studenții noștri de la licență și master. Participarea la astfel de expoziție presupune, în primul rând, un efort din partea studenților, chiar și financiar, prin care să-și prezinte lucrarea într-o formă care să reprezinte cât mai bine conținutul lucrării. Și, în prima fază, așa se întâmplă. Invităm studenții să participe. Și atunci, dintre cei care doresc să participe, ei trimit câteva lucrări pe care împreună le alegem. Pentru noi este important prin faptul că dăm oportunitatea studenților să expună, să facă, o primă expunere spre o primă cunoștință cu publicul și în felul ăsta să fie treptat să devină cunoscuți. În momentul în care e vorba de studenții noștri de la Facultatea de Arte, secția Fotografie, Videoprocesare, Computerizată a Imaginii, noi îi sprijinim cu absolut tot ce putem, în așa fel încât ei să poată să publice în condițiile cele mai bune pentru ei.